Bună tuturor! Vă mulțumesc că vizionați acest video, vă mulțumesc pentru aprecieri și mesaje. Am să fac acum o citire pe zodii pentru ce a mai rămas din luna decembrie. Pentru zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Cu cărți de tarot. O citire puțin mai amplă pentru a vedea ce se întâmplă pentru fiecare zodie de foc, berbec, leu, respectiv săgetător. Și am să încep cu zodia berbec. Haideți să vedem luna decembrie, cum va fi până la sfârșit, ce apare nou, ce surprize sunt în planurile importante pentru zodia berbec. Este o citire generală, intuitivă, pentru zodia berbec sau ascendent berbec. La voi se grăbesc niște rezultate, vă vin niște bani, vă vin niște câștiguri, aveți niște profituri, aveți niște beneficii, niște... un succes, poate chiar veți sărbători, aveți niște evenimente, aveți lucruri care vă vin din urmă, bani din urmă, spre exemplu. Pentru ce ați muncit, începe să se vadă ceva, să se vadă rezultate. Și într-o relație, și în relațiile voastre, și în buzunarele voastre, așa, în profiturile voastre. Totuși, atenție pe sănătate, văd că vă împliniți niște vise. Veți avea niște revelații, poate niște întâlniri așa mai deosebite de destin, să le spunem. Soarta vă scoate în cale niște ocazii favorabile, niște persoane deosebite. Puteți să vă îndrăgostiți chiar, să vă împliniți un vis. Haideți să vedem. Totuși, atenție pe sănătate. Atenție pe lucruri neprevăzute pe vremea. E nevoie să fiți poate puțin mai clar, mai sigur pe voi, mai cu încredere în voi. Să faceți o clarificare poate într-o situație de divorț, de partaj, de despărțire, de sănătate, de orice ar fi. Trebuie să faceți lucrurile, să le clarificați, să le puneți la punct, să fiți mai organizați poate, mai cu încredere, mai cu optimism. Pentru că poate sunteți într-o perioadă de oboseală, de stres sau apare ceva neprevăzut, poate fi și la nivel de instituții, la nivel de societate, ceva care apare așa un neprevăzut, care poate aduce o problemă. Poate fi cum e problema de vreme sau problema de sănătate sau de altceva. Haideți să vedem. Pentru zodia berbec sau ascendent zodia berbec pentru luna aceasta. Foarte, foarte interesant. Deci, foarte interesant, dar sănătatea într-adevăr e nevoie poate mai multă prudență sau să vă bazați mai mult pe voi aici, să fiți mai responsabili poate, să vă asumați o responsabilitate, să nu fiți superficial sau... să nu vă lăsați pradă unei descurajări, dezamăgiri, pentru că văd aici într-o energie foarte bună în această lună decembrie, aceste perioada care a mai rămas cel puțin. Vă văd că faceți niște drumuri, veți avea o idee genială. Deci profesional vă văd într-un mare succes, într-un salt înainte, să zic așa, în viitor. Voi sunteți înaintea vremurilor, vă vine vreo idee genială, faceți niște drumuri, sunteți un bărbat, chiar va ieși zodia voastră de foc berbec. Aici văd un bărbat, deci dintr-o zodie de foc berbec, în mod special, dacă sunteți bărbat sau un alt bărbat, poate juca un rol important, sau sunteți voi cu inițiative, sunteți așa mai organizați, sunteți mai determinați, sunteți ca un bărbat, chiar dacă sunteți femeie, sunteți așa mai curajoși, curajoase, mai activi, cu idei. Poate apărea pentru unii dintre voi și pot apărea și evenimente, drumuri, noutăți, câștiguri profesionale, succes în examene, lucruri neprevăzute, vești neprevăzute, întâlniri neprevăzute, contracte. Deci aveți o lună decembrie plină, cel puțin aceste ultime două săptămâni care au mai rămas, le veți avea pline, cu mult entuziasm, chiar cu multă poftă de muncă, de viață, poate chiar, dar totuși faceți și acțiuni riscante, poate. Aici, orică vă obosiți prea tare, orică aveți puțin o impulsivitate, egoism, ceva, irresponsabilitatea, sunteți poate tineri sau vă comportați așa puțin uneori și imprudent, poate, și aici nevoie cumva să vă țineți sub control impulsurile.
Văd că aveți acțiuni care vă aduc mare succes. În orice caz, inițiativele voastre pot da niște rezultate deosebite, mai ales dacă aveți o afacere pe cont propriu sau chiar puneți în această perioadă bazele unei noi afaceri. Începeți un nou proiect, începeți ceva nou, vă dedicați poate și copiilor, poate unii dintre voi, poate pentru evenimente, pentru afaceri, pentru ideile, pentru proiectele care le aveți voi. Și relațional vă văd aici într-o întâlnire de destin cu un vis împlinit, cu niște daruri, cadouri. Da, aici văd că sunteți într-o energie foarte pozitivă, dar aveți totuși o suferință pe suflet, aveți totuși o dezamăgire, o rană, ceva adâncă, mai adâncă, poate fi, ați avut niște dezamăgiri în dragoste, poate, dar aveți noi șanse să vă refaceți. Fie o relație, fie să începeți o nouă relație, dar poate e nevoie cumva să fiți voi mai puțin sensibil, adică mai puțin, poate, critici cu voi, poate sunteți prea pretențioși cu voi sau aveți pretenții prea mari de la alte persoane și acestea vă rănesc, vă dezamăgesc, dar vă tot timpul într-o regenerare, să zic așa, veți străluci în această lună, veți face noi cuceriri. Deci în dragoste nu vă văd ca să rămâne singuri, deci chiar vă văd într-o familie, într-un grup de prieteni, într-o veselie, vă duceți pe undeva, poate, deci aveți evenimentele acestea care sunt poate pentru chiar de sărbători, da, deci de Crăciun, de Revelion, de trecerea dintre ani, deci se vede că veți fi într-un grup unde veți primi darul, cadouri, unde veți fi bine văzuți, în care vă veți distra, veți petrece, vă veți simți bine, dar totuși ceva vă rănește, cineva sau ceva vă dezamăgește. Aveți o suferință, poate fi vreo veste care nu e tot mai plăcută, poate fi și legat de sănătate sau de altceva, dar poate cineva care voi țineți are o problemă și vă doare, poate fi și acest lucru, sau altceva care va fi, poate la un moment dat, ca o oarecare dezamăgire peste care veți trece. Legat de bani, vă văd aici iarăși într-un succes, că aveți și soarele, aveți și luna, lumea, deci sunteți o persoană populară, de succes, o persoană care veți străluci, o persoană care aveți niște, deci chiar văd iară zodiile de foc, deci voi aveți aici multe zodii de foc, dar și de pământ aveți multe zodii voi, dar totuși se cere oarecare prudență, deci pe bani, poate e nevoie să nu vă aruncați în acțiuni riscante, în cheltuieli sau investiții sau în... Atenție, poate să nu stârniți invidii, poate e vorba și de invidii, că sunteți foarte populari, foarte frumoși, foarte câștigați bine și poate că sunt persoane care cumva le stârniți invidia, gelozia aici, poate cineva încearcă poate să vă manipuleze, poate fi vorba și de aici, această dezamăgire pe relații, pentru bani, pentru câștiguri, cineva poate că încearcă să profite de voi sau să vă determine să faceți anumite acțiuni riscante sau... ceva, investiții poate puțin cam riscante, spre exemplu, și poate e nevoie cumva să vă luați măsuri de precauție, să vă informați, să nu vă grăbiți, să nu fiți pripiți, pentru că vă vin, veți avea mare succes și legat de bani de câștiguri. Pe sănătate, vă veți echilibra, sunteți într-un echilibru, văd că vă puteți, da, vă sunteți echilibrați. Deci cu sănătatea veți sta bine, deci nu problema e sănătatea, ci mai degrabă poate o critică, o ceartă cu cineva, o dezamăgire din partea cuiva sau cineva care are o problemă de sănătate pe care poate voi o veți ajuta această persoană să o depășească. Văd că aveți un succes voi aici, chiar prin instituțiile statului legate de sănătate, vă refaceți sănătatea, vă refaceți moralul, vă simțiți echilibrați, vă odihniți mai mult, poate în aceste 2 săptămâni veți avea și timp mai mult de odihnă. Este chiar recomandat să vă odihniți mai mult pentru că veți avea mare succes. Deci vă văd într-o perioadă foarte bună pe cei din zodia Berbecu. Haideți să vedem pentru zodia Leu. Vedem pentru cei care sunteți născuți Leu. Se grăbește un drum, o veste, ceva neașteptat, o noutate, un proiect nou, poate o relație bună cu cineva, o inițiativă bună, o colaborare bună și un bărbat, o dragoste chiar. Ia uitați și îndrăgostiți aici. Cineva poate își declară dragostea față de voi sau veți avea un prieten bun, pe cineva cu care veți lucra, veți îmbina utilul cu plăcutul, dar veți fi atrași poate și de niște petreceri, de niște vicii, de niște anturaje, poate că e nevoie să fiți puțin mai serioși, să vă alegeți cu mai multă grijă anturajul sau atenție la ce mâncați, la ce consumați. Deci veți petrece,
veți aveți petrece, clar, veți avea evenimente, deci sunt evenimente, dar chiar veți fi, vă împliniți vise, aveți funcție, poate chiar priviți o funcție, poate apare și o împăcare pentru unii dintre voi cu femeie sau aveți o relație cu o femeie dintr-o zodie de aer. Poate apar noutăți de copii, drumuri, căsătorii, ce de evenimente aveți voi, întâlniri de destin aici. O fericire foarte mare cu o femeie dintr-o zodie de aer, poate, pentru unii dintre voi. Văd aici poate o împăcare, poate o căsătorie, un copil, o sarcină, ceva care vine pentru voi cu o mare reușită. Haideți să vedem. Zodia Leu sau ascendent Leu pentru aceste două săptămâni care mai sunt până la sfârșitul lunii. Wow, ce de câștiguri a voi, aveți niște câștiguri, niște beneficii din mai multe părți, niște reușite poate și legate de examene, de niște, da, aveți și voi aici niște reușite, chiar va ieși și voi, Zodia Leu, deci a ieșit chiar Zodia Leu, a ieșit aici, deci voi veți avea succes, de voi depinde, vă veți ilumina, veți, sunteți o persoană, poate chiar aveți niște, deja niște idei geniale, aveți popularitate, aveți succes, conduceți, profesional vă văd într-o reușită, văd că și vouă și stelele legate de destin, de relații, veți fi foarte atrași să faceți un drum, să vă întâlniți destinul, să vă cunoașteți destinul, să vă căsătoriți, să aveți o relație cu cineva de la drum, poate, dar sunteți cumva și împinși, parcă aveți și un orgoliu, aveți și niște ambiții cumva sau un anturaj puțin cam ciudat. Aici cumva e diavolul acesta care cumva vă jonglează, cumva să zic așa, păreți aici într-o atracție parcă fatală. Aveți poate o relație cu o persoană care nu puteți rezista, să zic așa, sau sunteți voi irezistibili. Foarte posibil, atenție să nu manipulați, să nu înșelați aici, pentru că puteți intra în niște cerc. Poate, sau rivalități, gelozii, stârniți niște invidii, niște gelozii pe relații, dar în orice caz lei, vă văd aici cu mare succes, vă veți împlini un vis relațional, faceți o călătorie, poate în străinătate, vine cineva din străinătate, vă puteți întâlni destinul dacă nu l-ați cunoscut până acum, sau chiar poate vă gândiți să vă căsătoriți, gândiți să faceți un copil, gândiți să apar pentru voi niște reușite. Voi sunteți cumva într-o călătorie spirituală în care întâlniți și binele și rău, cunoașteți și binele și răul, aveți și revelații, dar nu renunțați nici la niște plăceri, la niște vicii, cumva încercați iertarea, poate făcând și gesturi de binefacere, de generozitate, dar aveți și momente în care cumva diavolul vă pișcă, vă lănțuie, vă agață, vă controlează cumva, poate printr-un viciu, poate printr-o pasiune puternică, foarte puternică. Pentru unii poate să apare și o trădare aici, poate că aveți, sunteți o persoană care poate nu rezistați farmecilor altor persoane sau aveți de-a face cu o persoană care totuși poate la un moment dat vă va stârni gelozia sau aveți poate de-a face cu o relație de trio, spre exemplu. Poate unii dintre voi sunteți și într-o astfel de relație, dar e o relație karmică, poate de destin, care aduce totuși pentru voi iubire împărtășită, aduce armonie, aduce totuși poate chiar un copil. Pe bani aici vă văd că vă veți, chiar poate unii dintre voi câștigați bani și datorită partenerului, familiei, copiilor, bunicilor, deci parcă vin de la toată lumea, vin daruri, veți fi într-o perioadă în care vă veți echilibra, să zic așa, bugetul, cheltuielile cu veniturile, primiți cadouri, primiți daruri, vă veți ocupa și de a vă relaxa, de a pleca într-o vacanță, de a vă satisface niște capricii, niște plăceri, a vă ocupa de sănătate, avea întâlniri cu persoana iubită, da? Deci poate și datorită unui contract câștigați niște bani, datorită unor afaceri care încerc să dea profituri, veți mai învăța, veți mai investi, vă veți mai informa. Pentru bani văd că mai aveți încă de învățat totuși. Pe sănătate apar vești, pentru unii chiar apar vești de copil aici, de nașterea unui copil, apar evenimente în orice caz, petreceri, văd că vă veți duce poate undeva la, nu știu, la o spa, la sau piscina, undeva unde să vă ocupați, unde aveți la dispoziție centre de sănătate, spre exemplu, de frumusețare, de relaxare, de petreceri, poate
vă duceți, nu știu, în Dubai, spre exemplu, sau într-o stațiune balneoclimaterică sau cine știe pe unde vă duceți. Voi, în orice caz, pe sănătate vă văd că vă regenerați, vă refaceți sănătatea, veți avea energie, veți avea entuziasm. Deci, lei vă văd aici foarte, foarte bine și poate chiar apare pentru unele dintre voi o sarcină sau ca bărbați deveniți tată și aveți motive de bucurie. Deci vă văd pe lei într-o perioadă foarte benefică, profesional totul depinde de voi, văd că sunteți în centru atenției, voi conduceți, voi sunteți proprii stăpâni, dar atenție și voi pe profesie că stârniți totuși niște gelozii, niște invidii sau răutăți sau e vorba despre voi să nu manipulați, pentru că văd că și pe relație aveți această tendință a diavolului sau poate că aveți o relație, aveți în relațiile voastre de profesie, de relație, aveți și anturaj cu mai puțin, să zic așa, sincer poate, sau da, aici poate afărea o atracție, să zic așa, de a avea un anturaj puțin mai puțin sincer sau mai puțin care are un comportament poate prea mai moral, mai puțin moral, și atunci acest lucru vă poate crea oarecare neplăcere prin faptul că vă pierde, să zic așa, din strălucirea voastră, într-un fel. Încearcă, adică acest anturaj cumva poate să vă întunece puțin din strălucire, dar nu prea mult, pentru că nu poate, că voi sunteți un soare, voi sunteți străluciți, sunteți lei junglei sau lei, aveți putere, aveți forță, aveți energie, aveți o lună, într-adevăr, decembrie, în care străluciți din plin. Da. Haideți să vedem și la zodia săgetător, să vedem pentru zodia săgetător cum va fi această lună, aceste săptămâni care au mai rămas din luna decembrie pentru ascendent săgetător sau zodia săgetător. Vedem doar ce vă puteți aștepta cei care aveți zodia săgetător, ascendent săgetător. Wow, la voi se grăbește o dragoste. Chiar zodia voastră s-a grăbit, chiar o femeie dintr-o zodie de foc săgetător. Deci pare că voi vă veți îndrăgosti, se gândește la voi poate un tânăr, un copil, apare un copil, poate să aveți un copil, ia uitați dragostea cum apare aici la voi. Și iară săgetătorul din nou, deci chiar aveți de-a face cu zodia săgetător aici, cu înțelepciune, drag. Și apar totuși și zodii de apă la voi, bărbat, femeie, mai apare și într-o zodie de aer, poate niște întâlniri, niște colaborări, niște revederi, poate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de Crăciun, ca și marele preot. Poate fi mama chiar de sărbătorile de Crăciun. Deci, cum se grăbesc ele pentru zodia săgetător, da? Deci, haideți să vedem luna decembrie, aceste săptămâni care au mai rămas din luna decembrie, cum va fi pentru săgetător. Un bărbat dintr-o zodie de apă care joacă un rol important pentru voi și iară zodia săgetător, un noroc neașteptat care poate veni pentru voi, o oportunitate care poate veni chiar pentru un bărbat zodie de apă sau printr-un bărbat care îl veți cunoaște sau care îl aveți deja în viața voastră, poate fi, apare o schimbare pozitivă pentru voi, o redresare a unei situații, șanse de câștiguri neașteptate, drumuri, da? Destinul vi-l faceți voi. Pare că destinul vă este favorabil, stelele vă sunt favorabile. De fapt, destinul vi-l faceți voi pentru că învârtiți roata. Sunteți voi care țineți destinul în mâinile, în brațele voastre. Este chiar zodia voastră, săgetătorul. Da, și atunci sunteți chiar voi care de voi depinde, de credințele voastre, ambițiile voastre. Haideți să vedem profesional. Wow! Deci, uite, cum au ieșit ele pentru fiecare zodie în parte, a ieșit cartea corespondentă propriei zodii. Da? Deci, vedeți că aici zodia a ieșit marele preot, care este, practic, simbolul săgetătorului, este sub influența zodiei săgetătorului și reprezintă credința, reprezintă profesia, profesionalismul, reprezintă virtuțile, să zic așa, moralitatea, generozitatea, compasiunea și văd că aveți aici chiar de-a face poate în această lună și cu o femeie îndrăgostită, poate sunteți voi îndrăgostite de profesia voastră sau o femeie, are o influență asupra credințelor voastre, asupra profesiei voastre, văd aici că sunteți foarte muncitoare, munciți, mergeți înainte, înaintați în profesie, poate și datorită unei intuiții foarte bune, a unei credințe foarte mari, poate și a unei femei din zodie de apă. Văd influența săgetător zodii de apă, dar și de pământ aici la voi pentru profesie. Vă văd o persoană serioasă, o persoană care vă bazați pe niște principii, valori, poate, morale.
naturale deosebite care pot veni și datorită influenței unei femei din zodie de apă sau sunteți cu ascendent, poate. În orice caz vă văd aici într-o situație foarte favorabilă, poate un cuplu poate juca un rol important pentru voi, pentru profesia voastră, poate juca și un preot, poate juca, sau un psiholog, o persoană cu funcție. În orice caz văd că veți fi protejați, intervine pentru voi, pentru profesia voastră, o persoană din înalta societate, poate să dintr-o instituție, vă găsiți un mentor, veți mai învăța, veți înainta, în orice caz, profesional, vă văd într-o perioadă de succes, da? Să vedem mai departe pentru relații. Wow, voi aveți de-a face cu berbecul, ca și, aici. Veți cunoaște un bărbat important, deci veți avea o relație cu un bărbat important din viața voastră sau pe care îl veți cunoaște. Poate apărea pentru voi chiar o sarcină. Aici există oarecare așteptare, frustrare, poate e nevoie, poate știi, în cauza unei tinere sau unei sarcini sau unui proiect la care lucrați. Aici sunt niște situații pe care trebuie să le tratați cu mai multă seriozitate. Există șanse de noi începuturi pentru voi în relații de dragoste, puteți cunoaște pe cineva, dar poate că e vorba și de o relație de la distanță sau nu vă vedeți prea des cu partenerul, poate pentru că e plecat, are o funcție, are de muncă. Apar totuși drumuri care le veți face, veți face niște clarificări, da, vă veți construi poate încet, încet și sigur o relație aici, poate, sau un cuplu. Joacă un rol important pentru voi, pentru o construcție a unei relații, pentru a avea relații bune. Apar prietenii noi, în orice caz, pentru zodia săgetător, apar noi reușite. Wow! Și financiar, hai frumos, dar de ce se putea? Cu toate că trebuie să aveți răbdare. Deci să aveți răbdare. Vă văd aici, deci sunteți aici care aveți multe daruri, multe talente, multe beneficii, un succes extraordinar pe care îl puteți avea, dar totuși atenție că stârniți și o invidie, o gelozie. E cutia Pandorei, ca să zic așa, care parcă e mâinile voastre. Voi aveți aici de toate, dar cineva parcă încearcă cumva să vă blocheze, deci cineva nu vă împărtășește opiniile. Poate fi un bărbat aici, văd un bărbat într-o zodie de apă. El poate fi un bărbat îndrăgostit, generos, bun, dar ori are un blocaj, are o problemă, ori încearcă să vă limiteze cumva din cauza unei invidii, gelozii, cum ar veni, îți dau voie să câștigi foarte bine, dar nu mai bine ca mine, sau nu mai mult ca mine, sau numai dacă vreau eu, dacă... azi poate vreau, mâine nu vreau, că e o persoană așa puțin care poate zodie de apă, puțin oscilează, poate fi rac, scorpion, pești, poate aici depinde la caz la caz. Vă dau că aveți de-a face cu zodiile pești legate de apă, de bani, rac sau scorpion, și atunci pot fi niște persoane care în funcție de timiditate, în funcție poate unele sunt mai timide, altele sunt mai reticente, mai pesimiste, altele poate sunt parșive. Aici poate fi o clasă de situație, depinde cu cine aveți de-a face, poate fi și situații ale unei coase, le văd aici, persoane care poate nu vă împărtășesc întotdeauna opiniile legate de bani, dar veți avea în orice caz multe daruri, multe cadouri care le primiți și le oferiți. Voi poate sunteți o persoană foarte generoasă și veți oferi daruri, dar poate că nu vi se vor, unui bărbat poate chiar din zodiul de apă, dar poate că e o persoană care are o problemă, o greutate sau are o frustrare sau are ceva, aici e un sacrificiu, trebuie să faceți poate și niște sacrificii ca să treceți peste neînțelegerile poate cu un anumit bărbat sau acest bărbat va avea la un moment dat o neplăcere și poate voi îl veți ajuta, trebuie să-i dați mai multă încredere, mai multă speranță, poate că trece printr-o depresie, poate trece printr-o neplăcere și voi îl puteți ajuta. Să vedem pentru bani, pentru sănătate, aici e prudență și pe sănătate, aici au o chestiune cumva ascunsă, ori aveți o boală ascunsă care poate veni și ca moștenirea din familie, spre exemplu, pe linie paternă, maternă, maternă, aș spune mai mult, sau chestiune legată de feminitatea voastră. Aici e o amenințare totuși, sau un pericol, sau atenție pe certuri, pe discuție, pe aceste blocaje care vin, poate din cauza unor hărțuieli, poate din cauza unor discuții, din cauza unor persoane, poate chestiuni legate de generații, poate de aceea aveți voi aici acest mare preot, că vă trebuie înțelepciune, răbdare, sau vă trebuie sprijinul unui bărbat influent din societate care să vă curețe niște energii, poate...
să vă protejeze, să zic așa, de influențele negative ale unei persoane sau nu, unui anturaj, pentru că totuși aici pe sănătate văd totuși că există niște conflicte, niște ceva ascuns. Deci vă văd în orice caz într-o lună și pe voi, săgetătorii, foarte interesantă, foarte frumoasă, chiar va ieși zodia săgetător și vouă și influența zodii de foc la voi văd la fel mai de multe și de apă și de pământ. Dar mai mult de foc și de apă. Da, sunt mai multe. Iar pe sănătate, într-adevăr, mai multă seriozitate. Poate unii dintre voi vă ocupați și de curățarea energiilor. Poate unii dintre voi vorbați de o sarcină aici, pe care aveți de curățat niște energii legate de o sarcină. Sarcini mai vechi, poate netratate, întreruperi de sarcine, spre exemplu, sau niște chestiuni care au afectat pe timpul sarcinii sau după naștere, ați avut niște probleme care n-au fost bine poate rezolvate și se reactualizează. Există un pericol ascuns care, am zis, vin ceva din trecut poate unor, sau se exagerează, sunteți într-o depresie, poate din cauza unor hărțuieli sau unor rivalități, pot fi și astfel de situații, dar mai mult aș ține să cred că e ceva, sau poate legat de mamă, de relația cu mama, cu o femeie, poate o rivalitate, că am zis că aveți și cutia Pandorei, dar e posibil pentru unele dintre voi și acest lucru să vă aducă totuși oarecare neliniște, oarecare situație puțin așa care să vă creeze probleme de sănătate, nervi, stres, agitație. Deci pe sănătate e într-adevăr nevoie să fiți mai prudente, mai prudenți, indiferent că sunteți femeie, bărbat sau poate că e vorba de sănătatea unei persoane din familie, pe care voi trebuie să o tratați mai, cu mai multă seriozitate, că e o amenințare aici, poate, într-un fel, și voi puteți ajuta să depășească această problemă, poate fi mai răbdător, mai îngăduitor, mai generoși, mai buni, da? Pentru că s-ar putea această persoană să aibă o problemă de sănătate, poate este ea rea, ea agresivă, dar e pentru că are și o problemă, are o problemă de sănătate care îi dă și poate nu e conștientă, poate și acest lucru, sau are vreun viciu, ceva, exact, și că văd aici totuși o persoană care are totuși o oscilează, așa, e ceva ascuns. Aici pot fi și niște intriși cumva care afectează sănătatea, vă pot afecta pe sănătate. Cam asta e ce văd la zodia săgetător, așadar, pentru și pentru cealaltă zodii de foc, v-am spus deja, pentru Berbecleu. Sper că v-a plăcut această citire în trei variante pe zodii de foc și că veți avea aceste săptămâni care mai sunt din acest sfârșit de an, din această lună decembrie, cu multe reușite, cu multe binecuvântări divine, cu dorințe împlinite, toate dorințele cele mai frumoase ale voastre să se împlinească și să aveți un an, un sfârșit de an fericit și un nou început de an extraordinar. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!